aluatul fraged. Facem aluatul fraged. Biscuița lui Natalia. Și o să pun jumate de cănuță de-a mea. Lapte-i trebuie. Zic că te filmezi. Jumate de cănuță pun un soare, da. Și jumate pun unt. Okay. Să nu fie chiar numai un soare. Da, da. Mă înțelegeți? Că zice lumea că prea mult un soare și nu-i voie. Da, o zis cineva. O zis cineva că e prea mult un soare pus. Da, acum eu am pus jumate. Aici jumate sunt două linguri. Deci două linguri acolo. Vedeți? Da. Și două linguri vine și de... de unt. L-am lăsat la temperatura camerei. Nu știu ce are Natalia astăzi. Astăzi? Uite că a intrat. N-o vezi? Deci intră tot. Așa. Că nu poți să faci cu jumătate de cană, faci numai o tipsie, când o scoți nu-i nimic. Îți 5-6 bucăți, păi ori faci, ori nu faci. Natalia. Natalia, dacă ești cu mine, îți fac luna. Cum îți face spus? Luna. Știi că ai zis că să-ți fac luna. Da. No. Îți fac luna dacă taci. Deci o cană din asta dă un soare cu unt și o cană tot din asta dă zahăr. Să freacă cu misterul până se face ca spuma. Ați mai văzut procedura asta la mine. Natalia, începem. Ia. Natalia, mami îți face ție acum alea care ai spus tu, luna. Luna cu nucă. No, opa! Fii cu minte. Așa. Și? Și acum pun zahăr. Da. Deci pui și un pic de... pisătulă în capul, da, ta grătar. Natalia, zi pardon. Florica. Floric. Da, numai Florica face ca tine. Deci ai pus... Este mașina de spălat vase. Dar poți să le iei, că deja sunt gata, curate. Sunt curate. Nu mai da, sunt curate, că le-am pus eu astăzi să se spele. Deci un soare natural de porc. Să știți, cum am făcut noi jumerile, ne-a rămas un soare astăzi, așa cum o folosim la biscuiți sau la plăcinte. Dacă ați văzut astă vară, iulie cred că era. Nu mai știu nici eu când iulie, a fost. Sau august sau iulie. Și am făcut jumeri, da. Doiu. Veri, că da. Toată lumea s-a mirat și toată lumea m-a zis că până în America i-a venit mirosul de la da. Da, și multe și s-au dus la alimentară. Da, multe s-au dus la alimentară sau nu știu unde s-au dus la carmangerie da, ca să ieie. Și asta e un soare de la jumerile alea. Să-și facă și ele jumeri că le-am făcut poftă. Da, dar ce bun au fost cu o roșie. Da. N-am mâncat noi acum atâta ziua numai jumele, așa? Da, au fost foarte bune. Mi-a făcut poftă. Așa. Deci o cană de zahăr. O cană de unt cu un soare și o cană de zahăr. Da. Și astea vine... mixate. Mixate. Și atunci să pune ouă, să pune făina și gata-i aluatul. Nu-i greu de făcut. Și ăsta e aluat
Dacă vreți să faceți aluatul ăsta de Crăciun sau chiar dar nou, ce e mare lucru când da. Faci dar nou. Eu îl fac acum să nu se facă praf. Ministerul fac așa prima dată. Cum să fac fursecurile de Crăciun. Mami, da. Unde? A dispărut mama. Nu-i niciunde. Așa, acum se amestecă și după aia se mixează. Da. Te dau una n-am din gură de lemn. După ce am terminat, mă gândesc la ea. Sincer, după ce am terminat. Și ai atâtea. Atâtea. O să am dacă n-am aici. Asta e? Da. Uitați ce fain a ieșit. Dar să vezi când e mixat, ce fain o să iasă. Foarte fain. Și pui și un pic de aromă, ceva? Da. Da? Aia nu-i problemă, pun orice. De aromă de vanilie. Acum, de fapt, am pus zahăr vanilat. Da. Vedeți? Am pus. Okay. Și o să mai pun eu ce găsesc pe acolo. Punem 3 gălbenușe. Putea să fie mai bine bătut, dar nu am liniște de Natalia. Că nu-i place gărăgia de la Mister. Nu-i place zgomotul. Zgomotul ăla. Așa-i și tată său. Mami, tată. Așa, am pus 3 ouă, 3 gălbenușe. Și pui un pic de sare? Da, punem și un pic de sare. Așa. Sare. Vanilie sau ce să pun aici? Mama, ce vrei? Ce vrei tu? O să pui ceva aromă, alții, depinde cum le place. Ai și rom. Dar cât rom am? Da. Fingo! Vanilie mai am? Fingo, da, mai este vanilie. Mai am și... Lămâie, esență de lămâie. Da. Este și lămâie. Dar cine m-a luat mie atâta rom? Nu știu. Deci două fiole de lămâie? Nu, acolo a fost numai jumate. Ok. Deci o fiolă jumate. Mhm. Am pus mirodenile, am pus acum, în aluat, vreau să pun nucă. Și dacă pun nucă în aluat, punem jumate-jumate, și făină și nucă. Da. Mă înțelegeți? Punem o cană de nucă. Așa. Dar cu cănuța. Da, păi, lasă dacă nu... Și o cană de făină. Ia cum, cum să zic, no. Așa ești obișnuită tu, no. De ce nu ușor așa? Am cântărit eu și cana aia are 300 de grame. Da, nu e ușor așa. Pun o cană de un soare sau de unt, o cană de zahăr, o cană de făină, de nucă, dacă vreți cu nucă.
Mai este o bunicuță pe YouTube care și ea tot așa, cu lingura, cu cana face, ca și tine, știi? Că nici ea nu știe în grame. Nu știu cum o cheamă pe bunicuța. Da, eu pot să cântăresc, doamne, da. De ce să nu cântăresc? Eu pot. Dar nu e ușor așa. Da, e ușor. Acum nu. Alții vor în grame, alții vor... Uite, mai m-a rămas nucă. Aici aș putea să mai pun și nucă și făină. Că ce? Da. Înseamnă că trebuie două căi. Că am pus mult... unt. Să faci o cană acum. Așa. Faină compoziție. Și ce miroasă. Miroasă numai esența aia, știi? Așa. Uitați ce faină e compoziția. Ia un pix și scrie rețeta. Fiindcă eu nu mai țin minte până la urmă că m-a înșelat acum untul cu un soare, știi? Da. Deci au venit acum două căni, nu o cană. Două căni de nucă, două căni de făină. Știi? Okay. Da, da. Ca să știi. Ok. Numai făină cât cuprinde, nu? Da. Vai, ce miros frumos are. Nu, eu Natalia. Care... Tu care nu ai miros. Da, aia. Nu, Natalia, acum o să ai niște lune din alea faine. Tot luna, zicea Natalia, și m-a arătat acolo pe cartea aia de biscuiți pentru Crăciun. No, bine, hai că o să-ți facem biscuiți. Asta ar trebui acum în frigider, da, un pic. Da, ar trebui un frigider. Da, ce miroase de frumos. Da, poți să-l pui în frigider o oră și după și poți să te apuci la cealaltă plăcintă. La asta cu... Da, da. Nu, hai să fie așa. Nu? Da. Nu ai văzut? Nu, hai să pun asta. Pun asta că e mai mic. Ok. Nu, vine în frigider. Puțin aluatul. O să vă spunem noi cam cât timp stă în frigider. Acum întindem aluatul. A fost la frigider aproximativ o oră. Trebuie să se întărească. Știți dumneavoastră că a luat ăsta frageti foarte pretențios. Asta e. Ce să facem? Cam atâta e destul de gros, ca să-i fac eu ei alea, cum le cheamă, lună. Așa au cerut? Lună, da. Așa-i face. Așa, deci am făcut... Semilună. Semilună, că așa mi-a cerut Natalia, lună. De unde încep? Păi, de aici. Începe de acolo. Da, uite, e urât aici.
Nu, iubai, faci așa, a, așa, vezi că știi. Ia că luna. Luna. Dacă nu aveți formă din aia cu luna, puteți să faceți cu paharul. Da, să știi că nu e ușor luna asta. Eu care n-am răbdare. Da. Uite ce frumos e. Așa. Aia pune acolo cu mai. Și aia. Și așa. Da, Dumnezeu mi-e marture că ea a cerut așa ceva. Da. E șmecheră. Să vezi cum se uită pe reviste și mere la tatăsul și arată, uite, jucăria asta o vreau. Cine se râde de mine acum, se râde. Cine, de ce să se râde? N-am mai făcut așa lună din asta, să știți. Steluțe și din alea lante am făcut, dar luna n-am făcut. Semilună. E pentru prima dată. Uite așa, a, așa. Super. Uite ce fain e. Tipsia asta fac, dar ce crezi că mai fac eu pe bune? No. Da, nu-i greu. Pentru mine e foarte greu. No, bine. Sincer. Nu-mi place lucru migălos. Nu-i pentru mine. Asta prea subțire. Eclipsă. Ai făcut o eclipsă. Eclipsă da. Totală. Da. Asta puteți să faceți și de Crăciun și pe lângă să faceți și steluțe. Și alea le fac. Că mai bine mere cu alea. Și mere fain așa de Crăciun, știi? Astea. E prea subțire a luat-o aici. Ai făcut prea subțire? Mm-hmm. Cam atât te grăbești. Se face luna la Natalia. Ea se bucură și dacă vede tipsia asta, așa. Natalia.
Ce frumos. Și iacă așa, am făcut luni. Luni și lună. Hai să fac și pasta mai frumoasă. Nu ai făcut o tipsie de lune. Asta e mai necăjită. Numai nu le înghesui acolo, că dacă să... Nu se umflă astea. Umflă atunci. În sfârșit am făcut... Lună. Suficient. Da. Lună. Acum facem și niște flori. Natalia vrea steluțe. Să facă... Na. Uite asta, stai, stai. Stai că-ți faci acum, îți faci acum. Oricum până treia facem, nu? Da. Și atunci să ne dea Dumnezeu răbdare. Să pun făină. Așa, Natalia, acum poți să faci și tu. Vezi? Poți să faci și tu. Așa. Și o să facem și steluțe. Uite, Natalia deja a făcut una. Cred. Și eu ca Natalia și Natalia ca mine. Fiecare își face treaba lui. Dar și la ea e tot fără mitul și la mine. Da, e un aluat. Super. Super. Uh-huh. Numai atâta că trebuie să ai răbdare cu el. Tu le faci mai mari ca să te scapi. Dacă iei una în mână... Da, te saturi. Te mai străba a doua. Te saturi. Ce mai? Așa-i, Natalia. V-am spus că nepotul meu, Roberto, băiatul lui Anca, atunci se găsa el să zică către mine să-i fac clătite, când eu ziceam, no, acum am terminat tot și pot să stau. Uh-huh. Și asta era până la vreo 8-9 seara, iarna mă refer. Și vinea la mine, mami, îmi faci covers. Nu, îi făceam. Altă dată ziceam către maică mea, du-te, Rozi, că noi, și eu și sorul meu, așa, n-am zis mamă, am zis Rozi. Așa ne-am luat noi, nu știu de ce. Și, du-te, Rozi, făină, las că-i fac. Făcea una, două subțiri, după aia trei în unul. Ale erau faine. Mai ăla, așa-i? Și gata. Dar fă și steluțe. Lasă, mai fai floricele pe câmpii. Lună cu flori. Trebuie să le arat la oameni unde o găsim Natalia luna aia și atât am obătut la cap. Deci avem o carte cu fursecuri din astea de Crăciun și eu am scos-o acolo când o să vedem ce o să facem. Cândva, nu astăzi. Nu, astăzi când o să... Nu, începem să facem de Crăciun. Uitați, astea sunt. O, și... are și steluțe? Da, are și steluțe. Eu ți-am spus că trebuie și steluțe. Tu ai făcut floricele. Și astea.
tot o spus în continuu că vrea luna, luna, luna. No, bine, hai că facem luna. Uite, șterge mâinile pe scaun. Da, așa știe Natalia mea. Mami, da. Ce ți-a să ții acolo luna? Spune da. Da. Așa. Uite aici la margine, punem și luna. Așa. Da, e luna, iasă bine. Da. Iasă chiar bine. Cred că alea sunt gata. Din cuptor. Trebuie scoase. Trebuie să vă arăt prima tavă. Da, trebuie scoase. Ok. Florișelele sunt gata. Da. Stai să iau ăsta că e mult, da. Și stai să vă arăt și semilinele, că sunt deja cu zahăr. Uitați ce bine arată. Frumos. Chiar arată bine. Și mai sunt acolo în cuptor, alea sunt ultimele, steluțele lui Natalia. Natalia. La cuptor, să zicem, vreo 10 minute, dacă le lăsați, sau 5 minute, depinde de cuptor. La 200 de grade e suficient. Se poate face și o glazură. Glazură din zahăr. Natalia informa astăzi. Natalia noastră. Acum ai știți Chita? Da. Și așa, antena. Da. Și steluțe și... Deci așa arată. Natalia. Deci așa arată. Da. Semiluna și floricelele. Să vă arăt acum una cât e de fragedă. Uitați aici. Wow! Nu cred că arată bine. Vedeți și aici e plină de nucă? Da. Nu, am rupt una destul. Da. Și aceasta este realizarea mea. Da. Uite, Natalia, ce bună e asta. Natalia e distrată. E bună? Mm. Ce bună! Da. N-aș fi ție una. E bună, e bună. E foarte bună. Cred și eu. Da. Super. Chiar e super. Super bună. Da. Vă doresc numai bine. Noapte bună.